FC Zalău primește vineri cu începere de la ora 17 vizita grupării Marea Mureșene FC Municipal Baia Mare. În acest moment, FC Zalău se află pe poziția 6-a, în timp ce gruparea din Maramureș se află pe poziția 4-a. Observatorul disputei dintre cele două formații delegat de CCA este Vlad Remus din Bistrița. Fotbal Club Zalău dispută etapa 4-a a seriei C5 Liga 3 aici pe teren propriu. Vineri, cu începere de la ora 17, aici, pe stadionul municipal din Zalău, Fotbal Club Zalău va întâlni Fotbal Club Municipal Baia Mare. Fotbal Club Zalău vine după o înfrângere, scor 2-1, împotriva grupării Arădene și Omipâncota și de aceea își dorește cu ardoare să câștige aici pe teren propriu și să urce din nou în campionat, acolo unde era înaintea etapei cu Omipâncota, respectiv pe locul al treilea. Astfel, toți iubitorii sportului și toți iubitorii fotbalului din orașul de la Poalele Meseșului sunt așteptați să umple tribunele stadionului municipal. Astfel vă invităm la stadionul municipal să fiți alături de gruparea alb-albastră condusă de Vasile Jula. Celelalte dispute ale etapei a patra sunt Arieșul Turda, FC Unirea Dej, Național Sebiș, Unirea Jucu, Metalurgistul Cugir, Sănătatea Cluj și CS Ineu și Omipâncota.